Câteva comune din sudul județului Dâmbovița, dar și județele Argeș și Teleorman au fost luate cu asalt de polițiști și mascați. Oamenii legii au destructurat o întreagă grupare infracțională care se ocupa cu furtul de produse petroliere. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a dispus efectuarea 74 de percheții domiciliare pentru identificarea și cercetarea unor grupări infracționale specializate în furtul de produse petroliere din conducte magistrale pe raza județelor Dâmbovița, Argeș și Teleorman. De ce ați fost adus la parche? Ne spune și nouă? Pentru ce? Te suspect? Furați din combustibil, din conducte? Nu. Dar de ce? Perchezițiile au fost efectuate de polițiști din cadrul Inspectoratului Județene de Poliție Dâmbovița, Argeș, Prahova și Teleorman și Direcției Generale Anticorupție cu sprijinul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Inspectoratului General al Aviației, Direcției de Supraveghere Operative, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Serviciul Român de Informații. Membrii rețelei aveau în locuințe instalații artizanale care erau racordate pe sub pământ direct la conducta de petrol. Cu ajutorul acestora au fost sustrase zeci de tone de combustibil pe care ulterior le vindeau deținătorilor de utilaje agricole. Se pare că din rețea făceau parte trei polițiști, un pompier și un jandar din județul Dâmbovița. Aceștia sunt audiați de ofițerii DGA. Întreaga acțiune a fost coordonată dintr-un elicopter al Ministerului Administrației și Internelor. La parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița au fost aduse la audiere aproximativ 85 de persoane. La o familie din localitatea Fierminți a fost găsită cantitatea de 1,5 tone combustibil ce urma să fie comercializat. O parte dintre cei care se ocupau cu furtul de produse petroliere din banii obținuți de pe urma valorificării combustibilului și-au cumpărat mașini, utilaje și chiar și-au construit case de lux. Anchetatorii au confiscat și 19 mașini. Trebuia dată și jos. Încet, decât un pic. Da, așa.